Programul de modernizare al locurilor de joacă continuă în municipiul Mediaș. După lucrările desfășurate pe străzile Valea Dâncă, Sadu, Constantin Brâncoveanu, dar și pe platoul de la școala gimnazială numărul 7, săptămâna aceasta au început lucrările pe strada Dealul Furcilor din cartierul Automecanica. Programul de modernizare al locurilor de joacă va merge în paralel cu cel care vizează reabilitarea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare. În urmă cu câțiva ani, cartierul aviației s-a aflat într-un amplu program de modernizare, și aici mă refer la modernizarea rețelelor de apă, de canalizare, de refacerea sistemului rutier, de refacerea trotuarelor. Astăzi am dat startul modernizării parcului, mai exact a locului de joacă de aici din cartier, un program pe care îl derulăm în tot orașul și sper ca pe măsură ce avansăm cu programul de modernizare a rețelelor de apă și de canalizare în oraș și acest program pe care îl avem de refacere, de întreținere a parcurilor și a zonelor verzi să fie extins în tot orașul.